Am revenit, Politica la Iași, discutăm despre momentul actual al politicii naționale și ieșene cu deputatul Vasile Câtea, Partidul Social Democrat. Domnule deputat, am întrerupt discuția despre candidatura dumneavoastră și în general despre problematica conducerii organizației județene PSD. Spuneați că ați dori ca partidul să se deschidă mai mult spre oameni din diverse zone ale zone profesionale, ale societății civile. Acum, știți, când ești la guvernare e puțin mai greu. De obicei, partidele fac asta în opoziție. Da, în opoziție este mult mai ușor de cele mai multe ori, pentru că poți spune orice, sau aproape orice, pentru că nu ești și dator să le și îndeplinești. Dar revenind la organizația Iași și la viitorul ei, indiferent că vor fi, că nu vor fi alegeri, indiferent că... Luați în calcul ideea că nu vor fi alegeri? Anul ăsta. Așa, deci până la sfârșitul anului. Da. Deci este anului, foarte da. Posibil. Pentru că ei, indiferent cum e, anul viitor e obligatoriu să fie, pentru că expiră cei 4 ani de la ultimul mandat și noi e statutar să continuăm într-un interimar din ăsta prelungit, pentru că eu cred că nimeni nu se simte confortabil în ecuația asta. Una este să fii ales de oameni și să-i reprezinți pentru că ai autoritatea și sprijinul lor și alta să ai o numire care a venit acceptată, neacceptată, nu te-a întrebat nimeni, dar ea a fost impusă și funcționăm așa. Lucrurile astea trebuie să se termine și să funcționăm așa cum stă bine unei organizații de genul acesta și de dimensiunea aceasta. Vorbind mai departe de lucrurile care, zic eu, mi le doresc, spun mereu și lucrul ăsta se constată, o mare lipsă, un mare minus la capitolul comunicare. Comunicare între noi, comunicare între structuri, comunicare între centrul județului și organizațiile județene. Deci lucrul ăsta este undeva fragmentat. El rămâne și încă se produce pe structura care a fost, eu știu, introdusă în 2008, atunci când au început sau au fost primele colegii și a fost votul uninominal pe colegii, s-au construit niște relații, bun, au fost împărțit județul în diferite zone, fiecare parlamentar sau candidat sau membru de partid a primit un areal, un colegiu de genul ăsta, care în toți anii aceștia păstorindu-l, s-au legat relații interumane până la urmă de prietenie sau, știu eu, cununat sau putut, au participat la tot felul de evenimente familiale și s-au legat relații personale între oameni. Lucrul ăsta, eu zic că ține în continuare partidul în picioare, nu numai Partidul Social Democrat, că de aceleași beneficii beneficiază și celelalte partide. Și lucrul ăsta ne împinge mai departe. Dar din punct de vedere organizatoric, ca să zic așa, formulele care ar trebui să existe și de unde ar trebui să vină și resursa umană, vorbim de niște departamente... Dacă sunt prea mulți cu mătrii pe șalonul de conducere, cineva din afară nu mai are loc, nu? De fapt, nu asta e, sau și asta ați vrea să spuneți. Nu e asta. Nu e adevărat. Ce să faci? Dacă noi ne învârtim în același cerc, până la urmă vreau să mă căsătoresc, cineva trebuie să mă cunune, am un copil, cineva trebuie să-l boteze, nu o să sunt mă de duc, acord, da. Nu fac licitație, vorbind, da, licitație pur. E adevărat și sunt foarte multe lucruri de o altă factură. Eu, de exemplu, da, am foarte mulți cu metri sau fiind în PSD, dar am de când eram la organizația de tineret, habar da. Nu aveam că voi ajunge vreodată să... Da, dar pe câți ați propulsat, ați propus... Sau ați propulsat pe vreunii dintre ei nu spre cred funcții că de poate, partid? Cred că sunt supărați pe mine. Bun, de fapt despre asta e ideea. Că nu răpim oamenilor dreptul să se înrudească. Fiecare și-a câștigat locul pe dreptul, pe meritele lui. Deci nu a trebuit să îl impună ceva și nici nu merge. Mai ales... Eu n-am avut niciodată o funcție de decizie ca să zic că tu mergi acolo sau dincolo. Trebuie să vă întreb, nu de mult, sigur, între timp conflictul s-a înghețat, ca să folosesc un termen, în relațiile internaționale. Da. Ați avut în partid marea dispută între domnul Dragnea și contestatarii săi.
Organizația Iași, prin vocea domnului Maricel Pop, a avut o atitudine promptă în favoarea lui Liviu Dragnea. Dumneavoastră ați avut vreo obiecție la acea atitudine? Nu, n-am avut nicio obiecție pentru că nu am fost întrebat. Deci nu vorba de asta. Da, de ce n-ați fost întrebat? Ei, asta întrebați pe cel care trebuie să întrebe și care avea datorie să întrebe pentru a avea un mandat. Ok, nu îl putem acuza, nu putem suspecta de nimic. Lucrurile au ieșit așa cum au ieșit. Viața e bine de știut data viitoare. E nu s-au terminat, și noi cerem lucrul ăsta așa cum. Urmează reevaluarea ministrilor, guvernului. Noi avem un ministru. Cred că este corect ca, eu știu, să admitem că am avea ghinion și domnul Cojocaru ar putea fi, mă rog, propus spre remaniere. Nu cred că e cazul. Eu sunt și vicepreședintele Comisiei de Tehnologia Informației și Comunicații, unde în atribuții, ca să spun așa, coordonăm și Ministerul Comunicațiilor. Exact. Și deci spuneți că nu sunt... Bun, orice se poate întâmpla, dar nu e printre candidații la remaniere, domnul. Eu îmi doresc chestiuni, nu avem de unde să știm. Nu avem de unde să știm. Sunt niște lucruri care, sau știu, criterii care s-au stabilit o comisie care lucrează la lucrul ăsta. Sunt 8 persoane sau 9 persoane acolo care ia bob cu bob și... Dar după aceea ea prezintă concluziile forurilor de conducere din comitetul executiv și sigur, să ia de comitetul executiv la propunerea acestei comisii de evaluare. Și revenind la mine, să cred că era corect să avem o discuție pe tema asta, să dăm un mandat, ok, dacă avem ghinionul, să vedem ce minister ne-ar interesa, unde avem oameni pregătiți ca să să se regăsească în ceea ce fac, pentru că Bogdan Cojocaru, din fericire, este un specialist și un om care vine din domeniu. Deci știe despre ce este vorba în acest minister. Dar sunt și zone unde avem oameni care nu se lipesc, practic, da? Nu au o emblemă care să-l recunoască ca un foarte bun economist, ca un foarte bun, știu eu, om de educație, jurist. Deci sunt specialități care trebuie să fie în domeniul respectiv. Nu nominalizez lucrul ăsta, dar spun că așa ar fi corect. Acolo unde te pricepi, acolo să te duci, acolo unde te identifică lumea cu domeniul respectiv. Și de-aia spuneam că una din lucrurile care va trebui imediat să intre, dacă nu până atunci, indiferent chiar dacă nu vor urma alegeri, va trebui să reînființăm niște departamente care au fost și funcționale și pe timpul domnului Năstase și pe timpul departamentele de studii, de specialitate. De specialitate, deci, dar în sensul acesta. Sub ministere și întotdeauna, cel puțin eu pot să spun, pe vremea lui Mitrea, când el era secretar, pe vremea domnului Năstase. Veneau idei. Da, plecau foarte multe idei către guvern, dar aveai 2-3 oameni în spate care oricând puteau prelua ministerul. Pentru că erau familiarizați cu toată procedura, cu toată, știu, problematica care era în minister. Da. Din nou, lucrurile astea merg mai bine în opoziție, discutând strict teoretic despre partide. Așa când o fi, dar nu strică să le păstrezi. Da. Obiceiurile bune trebuie păstrate. Am ajuns la zona parlamentară, nu avem foarte mult timp, ca de obicei eu m-am uitat pe CV-ul dumneavoastră parlamentar, mai ales pe ceea ce s-a întâmplat de la trecuta întâlnire, activitate, să spunem, intensă. Am văzut preocupare pentru zona socială, am văzut venitul minim garantat și alte chestiuni. Deci ce se întâmplă? Ceea ce preocupă Iașiu, deci eu în general merg pe niște lucruri de la Comisia de Dialog Social, de acolo mă inspir, ca să spun așa, și încerc să le aduc pe masa Parlamentului și pe masa Guvernului sau Ministerilor de Resort, așa cum sunt ele prezentate și cred că sunt prezentate cel mai corect, așa cum spuneam, de colegii noștri din grupul de dialog social, care se țin o dată pe lună și sunt suficiente teme care merită rezolvate. Nu sunt factor decident, eu sunt un mesager, sunt un, să spun așa, un
da. Poziție care propune, practic, luarea unor măsuri. Da, dacă mai puteți după aceea să-și urmăriți, da, dacă ele se adoptă sau nu. Categoric, deci de cele mai multe ori să găsesc tot. Ori nu se adoptă. Ceea ce are impact financiar e catastrofal de dus la capăt. Deci se pot întâmpla lucruri dacă sunt în interiorul bugetului, dacă sunt în, eu știu, nu sunt bani, sunt doar acțiuni și măsuri de schimbat, aici funcționează. Dar ceea ce are impact asupra bugetului este foarte complicat de impus. Ajungând la declarațiile politice și, bun, celelalte teme de preocupare pentru un, pentru un parlamentar, e zona de comisie sau zona de specialitate unde activați. Ce noutăți interesante, importante întrevedem pe această zonă? Haideți, ca să fim așa cărcotați un pic. Deci săptămâna aceasta am avut la comisie aprobarea rectificării bugetului la Ministerul Educației, la Ministerul Cercetării și Inovării și la Ministerul Trecutului și Să precizăm, noastră sunteți mai bun două comisii. Da, la această comisie de educație, cercetare, tineret și sport și la Comisia de Comunicații și Tehnologie. De care am pomenit-o mai de mult în discuție. Și la Comisia de Educație, ca să spun, sunt toate așa. Am avut neplăcută surpriză, dacă vreți, până la urmă, ca colegii noștri de la Partidul Național Liberal să fie împotriva rectificării pozitive, până la urmă, în Parlament. Deci un lucru care n-a reușit să-l înțeleg și E ciudat așa, când ok, s-a pus în plus, nu s-a pus suficient sau știu. Poate n-ați fost foarte convingător când a spus sursele de finanțare ale acestui plus. Pentru asta trebuie să avem o explicație, un dialog și să fim lămuriți de ce. Da, mă rog, asta e, sunt lucruri care sunt și ciudățenii care funcționează până la urmă. Deci asta e, ne ducem activitatea în comisiile de specialitate, de acolo propunem amendamente la legi, inițiem legi, Una din probleme însă este că oamenii fiind fixați foarte mult pe bună dreptate, pe teme precum justiția și ce se întâmplă acolo, sau pe tema economiei, care am zis e mereu foarte importantă, aproape că e foarte greu să mai pătrundă la telespectator, navigator pe internet și la, mă rog, la opinia publică, eventuale chestiuni interesante pe care le aveți noastră în vedere și nu sunt scandaloase. Că, sigur, dacă ați discuta în Parlament despre manualele unice și greșelile unice din manualele unice, dacă ați discuta în comisie, toată lumea ar fi interesată. Păi s-a discutat și a fost invitat inclusiv directorul editurii. Da, sigur că da. Au fost niște justificări, niște lucruri acolo. Mie mi se pare inițiativa de a înființa editura bună. Din nefericire, mă surprinde, adică mi-e aproape imposibil să pot înțelege, să înțeleg cum poți scăpa sau cum poți introduce niște... Nu lucrează bine. Vă vorbesc și ca om care colaborează cu editurile. Pe lanțul acela sunt probleme, dar mă gândesc că n-ar fi rău eventual să mai vorbiți odată pe tema asta, pentru că uitați ce a pățit Ungaria cu manualele unice. A fost condamnată... Același lucru au pățit și ei ca și noi? Nu, ei au luat o condamnare la curte, la Curtea Europeană. Deci e bine de văzut ce să facem ca să nu ajungem și noi acolo. Da, eu am văzut o chestie, am citit o chestie interesantă și care mi-a plăcut enorm de mult. Sistemul de educație din Finlanda, Suedia. Și care spunea, sau de unde am... Mă rog, ideea era că academia din țării respective face programa de învățământ, iar Ministerul de Resurse este un simplu administrator, deci este doar un administrator. Nu are impact în politicile și în... Și academiile acolo, dar ele au un bun mecanism de consultare cu societatea și asta ar trebui să existe. Cred că aici, acum am, mă rog, așa pe holuri, ca să nu spun oficial, am discutat de o variantă de genul ăsta, ce s-ar întâmpla în România dacă într-adevăr Academia Română ar fi implicată și să începem un proiect pe educație în formula aceasta, pentru că vrem, nu vrem. Asta mi se pare o idee interesantă, va trebui să asigurați însă resurse pentru Academie, dacă e ca ea să se angajeze în așa ceva. Deci,
toată lumea spune și suntem convinși că așa este, că salvarea oricărui popor este educația. Un popor educat, și dacă dă Dumnezeu și mai e și sănătos din punct de vedere fizic, lucrurile pot funcționa foarte bine. Dar, discutând de ce spuneam de formula aceasta, de a avea o colaborare cu Academia sau Academia să preia zona aceasta, și am zis că nu, zice, la noi nu o să funcționeze. Zic, de ce? Păi ce, fiecare o să încerce să-și impună punctul de vedere, băi, Academia Română. Zice, haideți să încercăm. Acolo sunt dezbateri și acolo sunt pluralități de opinie, dar trebuie încercat. Nu, eu sunt sigur că ar fi altfel, arăta altfel, eu știu, învățământul românesc și parcursul unui copil de la clasa 0 care este astăzi și până la finalizarea studiilor, cred că altfel ar trebui să arate și dacă se va întâmpla o minune în sensul ăsta, ea va trebui să fie cea normal, pentru că este, eu acum ai mei sunt mari, sunt, se apropie amândoi de 30 de ani, sau unul 30 de ani, unul 27, dar vine nepoțica care începe școala acuș. Muncesc enorm de mult. Copiii nu mai au copilărie, nu mai au timp să se joace, nu mai au timp să distreze. Ceea ce magazinează este doar automat, deci sunt pe filozofia tocilari, care nu le ajută la nimic. Enorm de multă materie nu le ajută. Trebuie să lăsăm. Nu poți să ceri unui sportiv, tânăr, un elev de la liceu de informatică, dăm un exemplu, să-l pui la... Să-l, sau altfel spus, unul dintr-o zonă vocațională, că e de la arte, de la Bălcescu, de la, sau cum se numește, de la, sau din zona sportivă, da? Deci el trebuie să aibă niște discipline la care dă bacul și celălalt să le dea pe competențele lui. E adevărat că trebuie să aibă și cultura generală necesară din celelalte domenii, dar nu sunt obligatorii, adică ei media din ani. Și eu trebuie să trag să fiu foarte, foarte bun la toate. Vreau să vă spun acum, ți-o ofer să intrăm, nici nu avem foarte mult timp pe tema învățământului, dar e comisia dumneavoastră, eu dialoghez frecvent și cu colega dumneavoastră de partid și de comisie, și doamna Camelia Gavrilă, dar așa, ca idee, dacă nu rezolvați dumneavoastră PSD-ul, că sunteți la guvernare, problema bacalaureatului diferențiat, problemă care mulți oameni, mulți copii ar ajunge totuși să poată să-și continue traseul. Da. Da, da. Dacă nu reușiți măcar să faceți primul pas spre resuscitarea învățământului profesional, ăsta e un mare eșec. Ăsta e un mare eșec pentru dumneavoastră. Din nefericire, este pus, noi am dat drumul la niște programe sau la niște direcții în sensul ăsta. Mai din nefericire, din zona de business, e o apatie, o lipsă de interes în forma asta. Pentru că formula a fost gândită așa. Haideți să adunăm mediul de afaceri, să vedem câți sudori ne trebuie, câți electricieni, câți tâmplari, nu știu ce chestiuni de genul ăsta, și să facem să-și găsească... Mediul de afaceri nu are tradiția și nu are competența implicării sociale. Mai avem doar 3 minute. Haideți să le dăm sportului și dacă doriți începem cu boxul. Sunteți președintele Federației de Specialitate. Am înțeles că centura de aur e la Galați, nu? Dar rămâne în... se va desfășura în continuare la Galați sau se va mai muta? Ea s-a mutat pe ultimii 2017-2016, a fost la Iași. Păi asta noi avem centura Moldovei, care să nu le confundăm. Deci turneul tradițional al Iașiului a fost întotdeauna centura Moldovei. Dar centura de aur, care e internațional, deci acela se va muta și va mai reveni probabil la Iași. Încercăm să promovăm sportul și boxul în cât mai multe regiuni unde a fost cândva, au avut tradiția, au infrastructură și astăzi, atât umană cât materială, dar au dispărut interesul. Și atunci, prin aceste evenimente majore, în care părinții văd, copiii văd, încercăm să aducem în sănătate. Banii pentru promovarea acestui tip de sport de masă, la nivel de masă? Păi, eu pot să vă spun așa, deci nu, la Galați cred că a fost o investiție undeva din partea primăriei, din partea undeva la 70-80 de mii de euro, dar au fost 14 țări la start, oameni care au văzut orașul, care au cunoscut orașul, care vorbesc laudativ despre orașul respectiv și despre România. Dar dumneavoastră la federație, sunteți mulțumit, apropo, de proiectele dumneavoastră la federație, de cât eu aveți de la anul ăsta am început să înțeleg ce se întâmplă, pentru că n-am avut finanțare 2016-2017, deci până luna aprilie, 1 aprilie 2018, am fost lipsiți de finanțare. Și vorbeam cu cineva astăzi, spunea, ce mai faceți acolo dacă sunt competiții internaționale? Eu în acești 2 ani
în ianuarie să fac 3 de acum, dar în 2 ani jumate, să spunem așa, am făcut mai multe competiții internaționale decât s-a făcut în toată istoria Federației Române de Box în România. Deci campionate europene de juniori, campionate europene de seniori, campionate europene de cadeți. Ultima întrebare, ultimul minut. Vi se pare corect ca, să spunem, la finalul mandatului de președinte al Federației Noastre să fiți evaluat după numărul de medalii la diversele categorii de vârstă sau trebuie totuși și o evaluare mai de adâncime? Ideea este următoarea. Eu întotdeauna am spus, dacă am pe cineva mai bun decât mine pe domeniul ăla și mă convinge, eu nu sunt un tip care să țin cu dinții de scaun. Plec în secunda următoare. Dacă dar altfel vă doriți să continuați la Federație, deja, nu? Deja am resuscitat-o și am luat-o cu un milion, peste un milion de euro datorii, 16 procese pe rol și azi suntem pe linie. Deci asta este încă, dacă vreți așa să mă laud un pic, vis-a-vis de managementul unei organizații, cum poate fi adusă la lumină. Am ajuns la sfârșitul emisiunii. A fost domnul Vasile Câtea, deputat, Partidul Social Democrat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare la Politica la Iași.